Deci v-ați cunoscut în Germania? Da. Ne-am cunoscut în Germania. Bine, eu eram... aveam un antrenor nou la Bayer Leverkusen, Fritz Stunek, a fost un mare antrenor, din păcate a murit. Dumnezeu, se mutase în Leverkusen și m-a rugat să o duc pe fata lui puțin în oraș. Fata avea, cred că... Eu nu cred că e fata lui. Nu, nu, nu. Nu? Ah. Am dus-o pe fată să iară puțin oraș. Avea 14 ani fata lui. Și atunci eram împreună cu ea și am văzut-o pe Ana, era la un bistro, în vizită la o prietenă de ei italiancă. Am întrebat cine e, am rugat-o să-mi facă și mie cunoștință cu ea, am vorbit puțin și... Dar ce ți-a plăcut la ea? Așa, diferit de alte femei. Pot să spun că a fost așa chiar dragoste la prima vedere. De cum am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult cum arăta. Și după aceea am început să vorbim, am povestit puțin și... Nu știu, am simțit așa că, nu știi cum e, nu știi câteodată, când te îndrăgostești, pur și simplu se întâmplă, nu știi de ce sau... Asta simți, asta e feeling-ul. Și atunci, bine, am stat, cred că, 10 minute de vorbă, am ieșit din bistro și i-am spus fetei antrenorului meu, i-am spus, asta va fi soția mea. Bine, okay. ea nu a știut. Normal, da. Dar mie mi se pare că tu ești așa un bărbat destul de timid. Ești curajos așa în general cu femeile? Să mergi să le abordezi că... Nu, n-am așa. Dar știu, știu pur și simplu că mi-a plăcut de ea așa cum am văzut-o și... Bine, nu știu cum să nu crezi că am început să mă duc gata să vorbesc cu ea. Nu, chiar te-am întrebat. I-am dus flori, am început să... Deci ai curțat-o, păi asta spunem, stai puțin. Câteva luni. Câteva luni chiar. Da. Bun. Nu, n-am reușit să o conving nici măcar să vină la un meci de box, până la urmă am vorbit cu un prieten. Bine, sincer să fiu, nu era cea mai bună invitație la un meci de box. La un film nu o chemai la box. Ce-a făcut-o să cedeze? Tenacitatea ta, insistența ta? Păi, cred că și asta până la urmă, că așa, și eu dacă nu știu, prima dată a zis că nu are timp, că nu poate, că nu, mă rog. Ea se întorsese deja înapoi, nu, în Italia? Ea rămăsese, nu, rămăsese la niște prieteni în Germania, mai mult timp și, nu, practic, eu tot insistând. A zis, hai fie, că prea e perseverent. Dar știa cine ești? Nu. N-avea nicio... Nici nu era, să zic, pasionată de sport, nici nu știa, dar pur și simplu așa tot căutându-o, tot am început să mai povestim, să mai stăm de vorbă și așa, încet, încet... Dar știi că am auzit că există o teamă a femeilor care... care își fac relații cu un luptător sau cu un boxer sau cu un... Există așa o reticență la început? Ați vorbit despre asta la început? Dacă e de teamă de tine sau... Normal, nu te cunoșteam. Nu cred că s-a pus problema. Bine, sincer îți spun, în viața mea nu am atins o femeie și n-aș fi făcut asta niciodată. Și cred că este poate mai mult așa un zvon, mai mult o poveste, fiindcă dacă... Deci, adevărați, din contră, cred că nu fac. Da, există sportivi mari care au făcut astea, Nicolae, deci nu... Mike Tyson, da. Păi, ai văzut? Ei, bine. Acum Mike Tyson, putem spune din multe puncte de vedere că este o excepție. Chiar am citit o carte cu viața lui și dacă citești modul în care a crescut el și copilăria lui... Pe de o parte, toată viața lui s-a desfășurat în același mod. El recunoaște acum. Da, categoric. El recunoaște acum. Da, cred că bine, cartea se vede că este probabil că nu scrisă de el, dar se vede că cel care a scris-o a povestit foarte mult cu el. Adică toate informațiile și tot ce apare acolo sunt... Reale. Se vede că sunt povestite de cel care le-a trăit. Dar mă bucur foarte mult, acum am înțeles că are o viață foarte bună, a cunoscut o femeie cunoscut cu care... Da. Da? Vezi dacă îți pierde pastele. A cunoscut o femeie cu care se înțelege foarte bine și care a reușit să-i dea oarecum un echilibru. Un echilibru, foarte bun. Și s-a schimbat foarte mult. Și că femeia te ridică, te și coboară, dar te ridică. Nicolae, sunt bune, mergem mai departe. Eu că zic numai de mai tare, sincer. Punem niște sare, nu? O să lage. Mai punem la capăt. Mamă, sunt perfecte. Bun, uite, și că tot am vorbit de Mike Tyson și de viața lui agitată. Spune-mi cât de greu e să rămâi fidel soției tale
când ești un om atât de cunoscut și când succesul, când ești pe cele mai înalte culmi. Perfect. Bine, știi cum e... Tentațiile sunt foarte mari. E greu așa, poate să... Nu știu cum să spui ceva, dar... Gândește-te, spre exemplu, eram copil, cărui copil nu-i plac prăjiturile, dacă te gândești, și n-aveam voie să mănânc prăjituri și nu mâncam. Nu, niciodată n-ai sărit așa peste barierele astea? Știi cum, chiar și la dulci, uite, cu regimul. N-ai trișat? Am spus, spre exemplu, în viață, te abții de la foarte multe lucruri, dar pe care eu mă gândesc că nici măcar nu le poți considera sacrificii, pur și simplu tu trebuie să faci anumite lucruri pentru a merge altele bine. Da, corect. Asta e foarte adevărat. Dacă poți să te stăpânești și să rămâi așa, asta mi se pare că îți dă calitatea de om. De cele mai multe ori, spre exemplu, din momentul în care s-a născut băiatul meu, am avut tot timpul asta în minte să fiu un exemplu pentru el. Fiindcă eu zic că este un lucru extrem de important ce lași în urma ta și faptul că eu reușesc să fiu un exemplu pentru băiatul meu, asta mă face să fiu fericit. Dacă și pentru alte persoane, asta este... Bine, să știi că și eu am foarte multe greșeli și am greșit de foarte multe ori și... Să arunce nu cu piatra pune... ăla care nu greșește. Doamne ferește, nu se pune problema să fiu un om perfect. Dar măcar încerc pe cât se poate să fac lucrurile bine. Soția ta cu ce se ocupă, Mihai? Noi avem și noi o firmă la care normal muncim împreună. Practic pot să spun sincer, tot ce facem, facem împreună. Și chiar să știi că și rezultatele mele de la box, poate chiar dacă pare exagerat, dar să știi că și soția mea și băiatul merită în aceeași măsură ca și mine, să zic, recompensele pentru... Înseamnă că îi salarizez bine pe amândoi. Să știi că nu e vorba de partea asta, pur și simplu e vorba de faptul că am trecut împreună și prin greutăți. Bine, perioadele cele mai bune, normal că alea sunt mai ușoare, dar faptul că am rămas împreună prin orice am trecut în viață, asta ne-a apropiat și mai mult și ne-a făcut să fim, mai puternici. Să zic așa, da, mai puternici. Puteți face ce ai făcut deja? Nu, nu-i place. Hai să vorbim un pic despre ce dacă faceți voi cu rețetele. Vorbim românește corect, îmi place ce ai făcut aici. Asta e important, că am făcut împreună. Păi, dacă vrei să știi ce am făcut aici, e simplu, dragilor.